Într-un an școlar înnodat la un capăt, cât să nu se destrame cu totul, jumătate dintre elevi s-au întors în clase. Restul rămân în fața calculatoarelor, în timp ce miniștrii le lasă iluzia că până la final de mai i-ar putea readuce pe toți la școală. Incertitudinea a rost mai bine de un an în viețile copiilor și mulți au zărit colții depresiei, dar n-au știut cui să se plângă. Câțiva s-au răzvrătit, dar rare ori au fost ascultați, pentru că școala învață încă pe copii să tacă. Încă îi ține în competiția în care nu poți arăta că uneori ești slab, iar deciziile s-au luat din nou peste capetele lor. Și de aici apare și această lipsă de implicare civică pe care mulți adulți o pun pe seama nepăsării, când de fapt participarea copiilor și a tinerilor la luarea deciziilor și la viața civică a oricărei comunități nu depinde doar de copilul sau de tânărul respectiv. Adică dacă tu, adult, îi oferi un mediu ostil în care simte că nu poate să vorbească liber și nu poate să-și exprime opinia pentru că va fi pedepsit sau pentru că va avea parte de niște consecințe neplăcute, e absurd să te aștepți ca acel copil să vorbească și să-și apere drepturile. Și cu toate acestea, n-am vrut să trec prin liceu ca vodă prin lobot. Asta a fost sloganul meu. La 18 ani, Rareș Voicu mai are doar câteva săptămâni până la BAC. E unul dintre liceenii a căror voce s-a făcut auzită în ultimii ani până la Ministerul Educației, dar mai important, între colegii lui, pe care i-a împins de la spate să spună mai des ce cred. Azi ne lasă să înțelegem temerile, vulnerabilitățile, optimismul, să-l privim așa cum e la capătul a 12 ani de școală, ca să ne putem pune mai departe întrebările potrivite despre noile generații. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Rareș, vei fi ascultat astăzi fără să fii scos la tablă. Intri în jocul ăsta? Sigur. Ceea ce mi-aș dori astăzi e de fapt să facem un exercițiu, acela de a înțelege generația ta și de a o asculta înainte de toate. Câți ani ai tu? 18 ani. Și la 18 ani ți se pare că faci parte dintr-o generație de sacrificiu? Nu, sub nicio formă. Am auzit foarte des acest titlu inglorios, dacă îl pot numi așa, de generație de sacrificiu sau generație care a avut doar de pierdut în urma pandemiei, dar cred că toată publicitatea asta proastă nu face altceva decât să ne descurajeze pe noi tinerii din a înțelege de fapt că tot ce am trăit în timpul pandemiei, și cu bune și cu rele, a fost o oportunitate de învățare și mie așa îmi place să o privesc și nu cred că suntem generația pierdută, ci sunt generația rezilienței. Adică indiferent cât de dure au fost pentru lucrurile prin care am trecut, am reușit să le depășim și îmi place să cred, și văd asta în toate conversațiile pe care le port cu colegii, cu prietenii mei, că am reușit pe bune să învățăm ceva din tot ceea ce am trăit. Viața noastră socială a fost dată peste cap, nu ne-am văzut cu prietenii noștri cu lunile și cred că toate lucrurile astea pentru un tânăr, chiar dacă pot părea, nu știu, puierile sau triviale la început, au un impact foarte mare. Și singurătatea. Singurătatea, exact. E greu de depășit. Și aș spune că sunt rezilienți doar în sensul în care am revenit la forma în care eram înainte, că asta înseamnă reziliență la ingineria materialelor, ci că am devenit mai buni. Ați căpătat o rezistență. Da, o rezistență. Ne vedem în ultimele tale zile de vacanță, dar într-un an cu multe ambiguități e de clarificat și asta, că sunt copii care s-au întors deja la școală și sunt copii care încă învață online, foarte mulți dintre ei, iar voi, cei de clasa 12-a, ca și cei de 8-a, vă veți întoarce abia de luni. Tu înveți la un liceu din Brăila și ești în clasa 12-a. E bulversantă toată situația asta pentru tine sau te-ai obișnuit deja cu incertitudinea, uite, apropo de reziliență? Mai mult sau mai puțin, cred că sunt cumva un caz ceva mai special. Pentru că eu încă din clasa 9 am fost în Consiliul Elevilor și am fost mereu pe drumuri. Sunt obișnuit să fiu nevoit să țin pasul cu ce se întâmplă la școală chiar și când nu sunt acolo. Pe mine personal, faptul că am putut să urmăresc materia de BAC și toate lucrurile pe care le aveam de făcut în ritmul meu de acasă uneori sau chiar și la școală alternând cumva cele două variante a fost foarte util. Am învățat de voie, de nevoie să manageriez mai bine timpul și cred că m-a ajutat. Acum, bulversant, într-o oarecare măsură, cu siguranță este. Adică, țin minte că ne gândeam vara trecută la banchet, lucruri firești, la absolvirea oricărui licean, și ne gândeam că, sigur, o să treacă până vara viitoare. Și se pare că lucrurile nu stau chiar așa cum ne-am fi așteptat. Deci, da, cu siguranță, din multe puncte de vedere, e și bulversant, dar în același timp ne vine și în ajutor, îmi place să cred. Adică, o maturizare forțată cu părți bune? Da, cumva da. Dar ai vreodată impresia că sunteți luați deseori drept niște mașini de învățat care pot fi repornite așa dintr-un clic? Din păcate, da. Și e o problemă pe care am ridicat-o de foarte multe ori. Aceasta a învățării doar ca să putem reproduce informația și nu a învățării pentru a putea să deprindem competențe. Și lucrurile astea s-au întâmplat și în pandemie și cred că s-au văzut poate chiar mai tare în pandemie, pentru că, mai ales la început, am fost nevoiți să învățăm pe cont propriu
fără a ști cum să învățăm. Și acum învățați, copii. Rămâneți singuri acasă, că noi ne întoarcem la muncă și voi învățați. Exact. Și cred că asta, adică faptul că nu avem această competență de bază, esențială, așa cum spun studiile internaționale până la urmă în domeniul științelor educației, această competență de bază de a învăța să înveți, de a ști să înveți, ne-a lipsit multora dintre noi și chiar și mie, aproape cu desăvârșire. Și ai înțeles asta la 17 ani, anul trecut? 18. Mi-a luat ceva, chiar după vacanța de vară, în momentul în care am conștientizat că trebuie să mă apuc de învățat pentru BAC și m-am pus la masă, aveam materia în față, aveam toate materialele de care aveam nevoie și am început să citesc și am început să învăț motamo, fără a înțelege neapărat ce citeam. Și mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce fac eu face parte dintr-un fenomen mult mai mare al învățării în mod automat sau în mod robotic, așa doar pentru a putea să reproduc. Și adevărul este că acest tip de învățare, pe termen lung, nu este sustenabil. Adică dacă m-ar întreba cineva cum ce-am învățat eu în vară când am învățat pe de rost, nu știu, moara cu noroc... Poți să înveți pe de rost moara cu noroc? Eseul. Eseul și nu. Răspunsul este nu. Și la orice materie, de fapt, nu doar la română. Dacă nu faci niște legături foarte, foarte clare în capul tău între personaje și atributele acestora sau între diferite noțiuni de critică literară, e imposibil să memorezi pagini întregi de eseuri și să pleci de la premisa că la examen, când ești sub presiune, vei putea să reproduci în mod integral tot ceea ce ai învățat. Bun, și tu ți-ai dat seama că ți-e greu și declicul a venit chiar din interiorul tău, dar în jurul tău ce s-a petrecut? Încă am colegi și prieteni care învață mecanic și cumva se formează un cerc vicios în care învățarea devine așa un calvar prin care trebuie să treci și din care știi că nu scoți nimic la final, pentru că oricum o să uiți ce am învățat, doar din cauza acestui fenomen al învățării mecanice. Să spunem că, deși vorbim despre tine, vrei nu vrei, tu vorbești deseori în numele a sute de mii de elevi, pentru că ești președinte al Consiliului Național al Elevilor, dar nu la funcții voiam să ajungem în această discuție, ci la decizia asta a ta că implicarea civică nu este doar pentru oameni mari. E o decizie pe care ai luat-o acum vreo 2 ani? Acum vreo 4 ani. Așa. Și atunci te-ai apucat de niște campanii. Una dintre cele care au făcut vâlvă e legată de stoparea fenomenului fondului școlii. Poate mai importantă însă a fost insistența cu care ai militat pentru naveta copiilor, mai ales din mediul rural, la școală. Și dacă mi-amintesc bine, ai vrut atunci să aduci inclusiv parlamentarii pe traseele astea. Nu ți-a ieșit chiar cu toți, dar ți-a ieșit cu unii dintre ei ca să vadă și ei cam prin ce trec copiii care fac naveta la școală. Dar ai sentimentul că ești luat în seamă când pui toate problemele astea serioase? Da și nu. Am dat răspunsul ăsta dublu pentru că atunci când stai față în față cu un ministru sau când stai față în față cu un primar sau cu un director de școală, lumea se așteaptă de la tine, tânăr, copil care te implici civic, să spui: a, uite, mie nu-mi place școala pentru că nu am pauză de jumătate de oră. Deși și astea sunt probleme importante. Sunt cu siguranță, dar în momentul în care tu vii la masa discuțiilor și începi să vorbești despre planurile cadre, despre finanțarea educației, aduci statistici internaționale, aduci propuneri și observații fundamentate pe date și faci propuneri pertinente, tu fiind doar un tânăr de 16, 17, 18 ani, se uită așa unii la alții, se uită înapoi la tine, își spun lor: ok, bun, asta e mai serios decât am crezut, și adoptă cumva o altă atitudine. Cred că marea problemă, de fapt, pe care am întâmpinat-o, este că atunci când începi să discuți cu un politician, nu poți să mai fii copil sau tânăr. Dar ei își pun problema ce știi tu, că ești doar un puști? De aceea am și dat răspunsul dublu, pentru că dacă te comporți ca, n-aș spune ca un copil sau ca un tânăr neapărat, dar dacă nu ai o atitudine sobră sau dacă nu le oglindești comportamentul, nu ești luat în seamă, pur și simplu. Adică de multe ori contează mai mult că purtăm un costum, pentru că mergem la negocieri purtând un costum și pentru că avem, nu știu, agende sau cred felul ăsta, dacă înțelegi ce vreau să spun. Asta să spunem că ești într-un tricou lejer și cu ceaca ta de blugi, dar te-a și costat atitudinea asta? Adică la tine în școală, de exemplu, faptul că ai vorbit deschis despre probleme te-a costat? Da. Inclusiv în relația cu profesorii, inclusiv în situația mea școlară, adică țin minte în clasa 10-a, când la o anumită oră, la un anumit obiect, am atras atenția asupra modului în care erau încheiate mediile, am citat din regulamentul de organizare și funcționare al Institutului de Învățământ Preuniversitar, aprobat în ordin de ministru, am spus că în conformitate cu legea nu e corect să fie încheiate mediile într-un anumit fel și mi s-a spus: nu e adevărat, stai jos. Deci această discuție are loc în 2019, într-o clasă dintr-un liceu din Brăila. Da. Și cineva citează din lege. Da, profesorul mi-a spus că nu e adevărat, stai jos, și la finalul orei mi-a spus că ora următoare ar trebui să-mi cer scuze în fața clasei de la colegii mei pentru că i-am dezinformat. Și atunci cum să ai curajul să recurgi la argumente, oricare ar fi ele, copil fiind, dacă de dincolo te lovești de un zid? De multe ori nu ai, pur și simplu. Și de aici apare și această lipsă de implicare civică
pe care mulți adulți o pun pe seama nepăsării, când de fapt participarea copiilor și a tinerilor la luarea deciziilor și la viața civică a oricărei comunități nu depinde doar de copilul sau de tânărul respectiv. Adică dacă tu, adult, îi oferi tânărului sau copilului respectiv un mediu ostil în care simte că nu poate să vorbească liber și nu poate să-și exprime opinia pentru că va fi pedepsit sau pentru că va avea parte de niște consecințe neplăcute, e absurd să te aștepți ca acel copil să vorbească și să-și apere drepturile. Și cu toate acestea, n-am vrut să trec prin liceu ca vodă prin lobot. Ăsta a fost sloganul meu. Mă gândeam, bun, o să termin liceul și o să mă uit înapoi și am făcut ce? Am stat în bancă, am înghițit niște abuzuri și după aia mi-am luat diploma de bac și mi-am luat tălpășița. Inclusiv în gimnaziu, când ceva mi s-a părut că nu merge așa cum ar trebui, cu riscul de a fi sunați părinții și de a fi amenințat cu neîncheierea mediei, am spus că o să merg până acolo, pentru că până la urmă depinde de fiecare dintre noi să stopăm micile abuzuri pe care le vedem în fiecare zi. Și am colegi care de multe ori mi-a spus că trebuie să mai tac din gură sau că ar trebui poate să fiu ceva mai calm, să nu mai pun la îndoială tot ceea ce se întâmplă în școală sau să nu mai spun că lucrurile nu merg bine atunci când nu merg bine. Și cred că asta a fost de fapt poate cel mai mare setback pe care l-am avut. Adică nu m-a durut neapărat că îmi spunea un profesor că sunt nebun și că nu o să-mi încheie media sau că sunt inapt la materie respectivă, ci faptul că în unele cazuri proprii mei prieteni sau proprii mei colegi m-au spus că ar trebui să mă mai opresc un pic. Ce mă tot lupt atâta sau ce tot insist pe drepturi și pe lucrurile astea. Și să te oprești de dragul mediei sau de dragul liniștii din clasă? Se tem că vor fi repercusiuni asupra lor, a tuturor? Da, da, cu siguranță, pentru că pedeapsa colectivă e live and kicking în sistemul de învățământ din România, chiar dacă e interzisă la fel prin lege, adică... Intră proful nervos la clasă dacă te știi acolo. Exact, chiar asta s-a întâmplat și... Enervezi la prima vedere. Exact, am reușit și performanța asta. Am fost numit inclusiv individul, adică nu mi s-a folosit numele, ci dacă trebuia să dau un test sau să mă asculte, mi se spunea să se ridice individul în picioare, adică Și tu știai că ești individul? Eu știam într-o și... clasă de 30? Da, da. Și purtam această denumire cu mândrie. Eu eram individul. Dacă am avea, poate, în școală această cultură a indivizilor, indivizi care își cunosc drepturile și care nu le e frică să lupte pentru ele, poate că lucrurile arăta altfel. Dar în momentul în care tu folosești termenul de individ pentru a izola pe un ton peiorativ, atunci individualitatea, de fapt, de care avem atât de multă nevoie în școală, e aruncată într-o pulbere. Exact. Dar individul mai poate lua 10? Poate să ia, dar cel puțin pentru acest individ n-a fost niciodată un scop a avea media 10, pentru că mă gândeam, bun, o să iau media 10 la materia X, la care profesorul îmi încalcă drepturile în mod sistematic la clasă și după aceea când o să mă uit peste 5, 10, 15 ani pe carnetul meu de elevi și o să văd că am avut 10 acolo, o să mă gândesc că, hei, uite, am avut 10-le ăsta, dar at what cost? Adică... Pentru că am tăcut la timp. Pentru că am tăcut la timp. Nu vreau să tac. Nu mi se pare firesc. Dar mai sunt și profesori care să vă încurajeze, nu neapărat să ridicați glasul, pentru că nu întotdeauna e o idee bună să ridici glasul și atât, ci să vă încurajeze în dezbatere, să vă încurajeze să vă căutați argumentele, să vă spună de unde să vă luați aceste argumente. Cu siguranță. Eu îi numesc profesor rază de lumină, pentru că mlaștina asta, care e uneori școala din România, apar și astfel de profesori care înțeleg că elevii nu sunt mașini de învățat și că au o personalitate proprie și au idealuri proprii, au o voință proprie și la naiba au și un creier cu care gândesc și că încearcă pe cât posibil să cultive asta și să cultive gândirea critică. De exemplu, profesoara mea de română la clasă mereu ne-a învățat să dezbatem, să punem întrebări. Și în momentul în care nu aveam nimeni nicio întrebare, ne punea dumneavoastră o întrebare și cumva pornea o dezbatere într-un fel sau altul și ne făcea să gândim. Și cred că lucrurile astea sunt foarte, foarte undervalued. Și la filozofie și la sociologie am avut prilejul să dezbatem, dar cred că de fapt această cultură a învățării participative și interactive n-ar trebui să existe doar la științele sociale. Inclusiv matematica poate fi făcută în mod participativ, inclusiv fizica poate fi făcută în mod participativ. E important ca profesorul să înțeleagă că vorbește cu elevii, nu unor elevi. Și ca să se întâmple asta, tu crezi că elevul e dator să o ceară? În unele cazuri, da. Pentru că, până la urmă, dialogul începe poate cu o întrebare sau poate cu o mână ridicată cu știți, n-am înțeles exercițiul Y sau X. Să trecem peste stigma asta de a nu ști sau de a nu înțelege sau de a greși. La capătul a aproape 12 ani de școală, bine, și unul de pandemie, ai sentimentul că vi se acceptă greșeala în școală? Dincolo de notă. Cred că asta e problema, că nu merge mai departe de notă. De foarte multe ori, adică dacă am greșit... Și am greșit în școală destul de mult. De asta suntem pe pământ. Corect.
De multe ori, aproape că tremuram, mai ales în gimnaziu, când îmi așteptam nota de la teză sau de la o lucrare scrisă. Țin minte că mi-era atât de frică de notă, nu mă gândeam nici măcar o secundă la ce am greșit, în sensul de ce nu am învățat sau ce nu am înțeles. Mă gândeam la ce exerciții am greșit, cât mi s-a scăzut din punctaj, ce notă finală voi avea, că e 4, că e 5, că e 2, că e 3 și cum va arăta asta, în primul rând, în fața colegilor mei, care vor spune, a, la 2, e un neca nimeni, e un prost, și în al doilea rând în fața, nu neapărat a părinților mei, dar în fața mea. Adică avem acest sistem de valori atât de greșit fundamentat doar pe note, nota ca valoare absolută a fiecărui elev în parte, încât e aproape imposibil să depășești această condiție și să vezi mai departe de notă, să vezi de fapt nota ca prin mijloc de a te îmbunătăți, să știi că ai punctul tău de plecare. Dar știi, sunt școli în România în care notele se dau un plic elevilor. O să ajungem oare să generalizăm comportamentul ăsta? Ar ajuta la ceva? Părerile sunt foarte împărțite. Sunt oameni care spun că, de fapt, a spune în gura mare ce notă dat fiecare elev încurajează competitivitatea, dar cred că e important să ne minte că și această competitivitate poate deveni toxică foarte, foarte ușor. Deci cred că anonimizarea poate să fie o soluție temporară, dar cred că pe termen lung soluția nu este să avem așa o secretomanie în ceea ce privește notele, ci soluția este să înțelegem de fapt ce rol joacă ele în educația fiecăruia dintre noi. Să înțelegem că, bun, ai luat un 3 sau ai luat un 4, hai să vedem împreună. Uite, tu ce n-ai înțeles aici? Uite, mie mi-a ieșit așa la exercițiul ăsta. Eu am făcut așa, tu ai făcut așa. Și să înțelegem de fapt că învățarea asta colaborativă poate să facă minuni. Am făcut această volută nu atât ca să tocăm o veche problemă a sistemului, cât să intrăm într-o perspectivă în care în următoarele 2 luni aceste note mai mici vor fi o realitate, pentru că după un an și mai bine de stat pe acasă, cine este evaluat corect, e firesc să aibă foarte multe goluri. Dar spune-mi, ce urme lasă totuși izolarea asta de aproape un an în viața unui adolescent? Poate cel mai semnificativ moment pentru mine în ultimul an a fost după vacanța de iarnă. Trebuia să intru la ore, mai aveam 2 săptămâni de școală sau o săptămână și m-am trezit, mi-a sunat alarma și pur și simplu am stat și m-am uitat la tavan, cred că jumătate de oră și m-am gândit, pentru ce? Ce sens are să mă mai ridic din pat, să intru la ore, să fac ce? În subconștient, nu mai vedeam sensul în a continua să intru la ore, nu avea nicio finalitate, nu aveam să mă întorc la școală prea curând în format fizic și mă gândeam, bun, ce sens mai are? Am ajuns într-un punct atât de jos și atât de lipsit de speranță aproape, încât trebuie să recunosc că după aceea, în retrospectivă, m-am speriat când m-am gândit la lucrul ăsta, adică a te simți atât de singur și atât de izolat încât nu mai vezi niciun sens în a intra la ore, în a participa la cursuri, e terifiant. Și asta în contextul în care eu nu am avut alte probleme foarte, foarte mari. Deci m-am numărat printre cei privilegiați, aș putea spune. Și cu toate astea, am avut un moment în care pur și simplu am clacat și nu sunt singurul. Această clacare a apărut în momente diferite pentru fiecare dintre colegii mei, dintre prietenii mei, dintre elevii care ne-au scris, momente în care ne-au scris pur și simplu doar ca să se descarce sau doar ca să spună cuiva că nu mai pot. Te-ai gândit că e un semn de depresie? E foarte posibil. Te întreb de depresie pentru că am văzut că voi ați făcut și un sondaj ca să vedeți starea de spirit a adolescenților și cum stau ei cu sănătatea mentală. Ce are ieșit din asta? Ne-au răspuns peste 8700 de elevi. Răspunsurile au fost alarmante. Adică peste 40% dintre elevi ne-au spus că se simt obosiți la un an de la începutul pandemiei și de la începutul școlii online. Peste jumătate ne-au spus că au avut cel puțin de 5 ori un episod depresiv sau un episod anxios, la fel într-o măsură ceva mai mare, de peste 60%. Aproape 25% dintre elevi ne-au spus că, în ciuda faptului că au avut nevoie sau au simțit că au avut nevoie de asistență psihologică din partea școlilor, nu au primit-o. Cred că una dintre marile provocări prin care am trecut în ultimul an a fost descoperirea sau crearea, poate chiar în unele momente, a unor mecanisme de coping cu lucrurile care ni se întâmplau. Întrebarea, de fapt, finală, cred că este cât de sănătoase sunt aceste mecanisme de coping pe care fiecare dintre noi și le-a creat. Dar despre vaccin și despre vaccinare, ca să trecem și la veștile bune, vorbiți între voi? E asta o temă care să preocupe adolescenții? Da, și chiar de dimineață am văzut o statistică îmbucurătoare. În grupa de vârstă 16-19 ani erau vaccinați 76.000 de tineri. Atunci să-ți dau eu reversul acestei statistici, nu înseamnă decât aproape 7%. Da,
Dar pentru un început și mai ales în marea de dezinformare în care notăm, vine ca o gură de aer proaspăt aproape. Conversații au loc, cu siguranță, și de multe ori sunt foarte bine fundamentate, de multe ori sunt foarte bine informate. Am prieteni care se informează doar din surse oficiale, dar în același timp am colegi care sunt foarte sceptici. În tot acest amalgam din nou de știri false, de informații false, de informații denaturate în unele cazuri, se vede poate cel mai tare lipsa acută de educație media. Și sigur, există filtre, am văzut cu toții că există filtre de fake news pe Facebook sau pe alte rețele sociale, dar fie nu sunt foarte eficiente, fie se găsesc metode de a le evita de către cei care propagă știri false, și de multe ori a urmări știrile false varianta comodă. Adică îți spune cineva că, nu știu, vaccinul e de fapt plasmă solară care vrea să te omoare și e ok. Și când cineva îți spune să te vaccinezi, spui nu, că are plasmă solară vaccinul în el. Ai spus deja că educația media e mai degrabă o excepție în școlile din România, dar de unde și iau tinerii informații atunci? De pe rețelele sociale? Spui că ai și prieteni care se informează doar din surse oficiale, dar e boring, să fim serioși. E foarte plictisitor să citești știrile oficiale la 16, 17 sau 18 ani, nu? E boring pentru că sunt făcute să fie boring. Datele și informațiile factuale nu au fost aproape niciodată atractive. Lăsând la o parte modul în care privesc tinerii asta și faptul că avem nevoie de știri care să fie prezentate succint pentru că attention span-ul nostru s-a micșorat foarte, foarte mult, informațiile oficiale sunt prezentate fie într-un comunicat de presă scanat și încărcat pe platformă obscură pe care nu intră nimeni niciodată, fie sunt niște comunicate interminabile cu niște cifre interminabile pe care din nou nimeni nu stă să le citească. Pe când fake-urile vin video și sunt animate foarte bine. Exact. Sau, exact pe limbajul vostru. Sau e o postare cu caps pe Facebook în care cineva spune că a coborât diavolul sau a urcat diavolul din iad și a adus pandemia pe pământ și e mult mai ușor să citești ceva de digerabil. Sunt, într-adevăr, sunt videouri animate sau cu subtitrări care înseamnă total altceva în limba lor de proveniență. Sunt multe specii de fake news-uri. Da. Și ne întoarcem inevitabil la ce vorbeam mai devreme, că dacă în clasă nu te-a încurajat nimeni să chestionezi vreodată ceva, e greu de crezut că o vei face acasă în fața calculatorului. Ce am observat este că în școală nu prea se vorbește despre acest fenomen sau despre această perioadă prin care trecem. Așa că tineri, elevii, tind să recurgă la alte surse de informare care nu sunt de cele mai multe ori avizate. Fie că caută pe internet sau pe TikTok sau pe la diferiți influenceri, discuțiile bazate pe date, discuțiile factuale de multe ori nu au un loc în școală. Lăsând la parte faptul că sunt profesori care refuză să vaccineze pentru că nu înțeleg cum funcționează vaccinul, ceea ce mie personal mi se pare absurd. Ei, cum poate să-ți predea biologie un astfel de profesor și tu să-l crezi? Nu poate. În momentul în care reperul din clasă spune că vrea să ne fure Bill Gates copiii sau chestii de felul ăsta, credibilitatea profesorilor poate avea de suferit. Cum văd adolescenții ideea de a le da și ei note profesorilor, ce gândesc despre simulacrul de educație sexuală care se face azi în școli și cât de tentant mai e să pleci din țară la final de liceu, aflăm imediat. Ne întoarcem în câteva clipe, tot cu Rareș Voicu. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Îmi ziceai mai devreme că școala e un sprint acum pentru voi, chiar și odată întorși n-aveți decât o lună de școală sau două luni pentru cei mai mici și te-am prins ieri când te-am sunat învățând la istorie, pentru BAC. Dar de fapt ai idee ce te așteaptă la examenul ăsta, ai idee dacă îl dai în clasă, dacă va fi unul serios care să-ți fie luat în seamă, nu știu, într-o universitate mai departe. Da, noi la Consiliul Național al Elevilor am predat pentru un examen de bacalaureat și de evaluare națională desfășurat în condiții normale, cu subiecte făcute așa cum sunt făcute de obicei, cu aceleași standarde de evaluare. Am auzit o declarație din partea unui oficial al Ministerului Educației pe tema asta, care a spus că nivelul de dificultate al examenului va fi adaptat la cerințele pandemiei. Și ce ai înțeles din declarația asta? Cum o să fie mai ușor examenul pe românește, dar ca să nu plângă nimeni, să fim fericiți cu toții, să ne facem cam făcut. O să începem să ne întrebăm, bun, eu am dat bacul în 2021, când oricum nu prea a fost bac, era pandemie și ni s-a dat mai ușor. Soluția este să păstrăm standardele de evaluare la aceeași exigență la care existau și până acum și să ne gândim de fapt ce putem face după aceea ca să umplem acolo unde s-a pierdut sau să remediem golurile. Adică tu preferi să iei 8.50, dar să fie pe bune, decât să iei 9.75 și să se spună despre tine, a, dar e 9.75 ăla din 2021. Exact. Sunt convins că asta e opinie foarte nepopulară, că nu vrem examen mai ușor. E opinia mea personală și e ceea ce simt eu în calitate de elev care într-o lună jumătate va da bacul.
Tu vei pleca din școală, dar multe dintre hibele pe care le-ai semnalat în toți anii ăștia rămân. Hai să le luăm pe rând. Câteva dintre aceste probleme devenite, aș zice, chiar tabuuri în unele cazuri, pe care acum pandemia cred că le-a lăsat în umbră, dar voi simțiți încă efectele. Industria meditațiilor, de pildă, cum stă? A dispărut sau a înflorit? Nu a dispărut, nu. Sub nicio formă. Chiar azi dimineață citeam un articol, o învățătoare din București care făcea ore online cu elevii săi și în același timp avea acasă 10 elevi, în timp ce era la orele online, cărora le percepea o taxă de 1200 de lei pe lună. After school-ul de acasă. During school. Că în timpul orelor online, o parte din elevii din clasa respectivă erau la ea acasă. Și am înțeles că acea anchetă a fost clasată din niște motive triviale. Dar e doar... Birocratice. Da, nu s-a putut afla cine anume a făcut sesizarea. În consecință, dacă nu l-am găsit pe Ionel Popescu acasă la adresa declarată, problema nu există. Exact. Deși un mecanism de avertizor de integritate în sistemul de învățământ e absolut necesar. Industria meditațiilor, așa cum spuneam, e alive and kicking. Noi am solicitat ca meditațiile să fie impozitate, tocmai pentru că trebuie să ne gândim de fapt dacă nu cumva se creionează un sistem alternativ de învățământ nereglementat, în care nimeni nu știe ce se întâmplă și de care depinde sistemul de învățământ cel de la suprafață, pe care îl știm cu toții. Nu de puține ori am auzit de colegi care au făcut sau fac meditații încă din clasa a doua, clasa a treia, să fie sigur că nu pierd nimic. Cu atât mai mult acum când au pierdut foarte mult sau când părinții se simt vinovați că nu s-au ocupat de copii. De fapt, probabil că nevoia de pregătire suplimentară e mai mult a părinților decât a elevilor, dar vine oricum, ba dintr-o oportunitate, așa cum descrii, ba din slaba pregătire a multor profesori, dublată de lăsare. Voi ați venit aici cu o idee îndrăzneață, evaluarea profesorilor de către elevi. Tu crezi că mai prinzi asta cât ești în școală? În primul rând, aș vrea să fac o clarificare. Această confuzie cumva a stârnit-o un val foarte puternic de reacție acerbă din partea profesorilor. V-ați găsit voi să ne evaluați? Exact, exact. Când de fapt a fost pusă problema foarte, foarte greșit. Nu e vorba de evaluare, ci e vorba despre feedback. Sunt lucruri foarte, foarte diferite. Adică și... nu vă dăm note, vă spunem ce credem despre voi, cum vă percepem. Ce credem că ar putea să meargă mai bine. Și într-adevăr, reacțiile, astea au fost. Și știu că am avut două zile în care ba mă întristam, ba mă enervam, ba începeam să râd, pentru că vedeam comentarii care spuneau: eu am modul făcut la facultate și vine un țânc să mă evalueze pe mine. Eu am grad didactic întâi și vine un țânc să mă evalueze pe mine. Un individ să mă evalueze pe mine. Exact. Și în prima fază râzi când vezi lucrurile astea, dar după aceea te lasă cu un gust amar. De fapt, de ce se tem profesorii? De faptul că arma aceasta evaluării, care uneori e folosită în mod vindicativ, se va întoarce împotriva lor. Pentru că marea problemă pe care eu sesizat-o a fost că, bun, dar dacă elevul respectiv nu mă place pe mine, pot să-mi dea nota 2. Cum și eu pot să-i dau, cum și eu pot să-i dau nota 2. Fără a avea vreun control din partea cuiva. Pentru că poartă pantaloni scurți, pentru că are părul ceva mai lung, pentru că nu-mi place de el, pot să-i dau nota 2. Nici tu n-ai venit la podcast tocmai tuns astăzi. Dar în momentul în care armele se întorc împotriva mea, jocul e nedrept. Eu cred că da, cred că voi prinde acest mijloc de evaluare și sper din suflet să-l prind. E o metodologie în lucru la nivelul Ministerului Educației, e un chestionar de feedback. În ce constă? Care-i povestea? Adică tu la sfârșitul anului școlar, dacă ai noroc, vei primi acest chestionar cu un număr de întrebări, nu foarte multe, și vei bifa în diverse căsuțe cam cum te-ai simțit, să spunem, la ore. Exact, exact. Practic, acest drept există încă din anul 2016 în statutul elevului. E prevăzut că elevii au dreptul să acorde feedback semestrial cadrului didactic. Deci, din nou, un drept care există de 5 ani în legislație, însă care a fost aplicat în foarte puține clase, pentru că nu exista o procedură clară, deși teoretic n-ar trebui să fie nevoie de una, pentru că e destul de evident cam cum se acordă feedback-ul anonim, ca așa e prevăzut în lege. Însă am spus, ok, bun, dacă nu funcționează așa, am încercat, am lăsat 5 ani, am văzut că nu merge, hai să facem o metodologie, o procedură, pas cu pas ce trebuie făcut. Și am elaborat alături de experți în științele educației un chestionar de feedback în care, într-adevăr, sunt prevăzute aspecte privind atmosfera din sala de clasă, cât de interactive sunt de fapt lecțiile și lucruri care țin de modul în care elevul simte că este implicat în actul de învățare și de predare. Un autor american, Ken Blanchard, dacă nu mă înșel, spunea că feedback is the breakfast of champions. Feedback-ul este micul dejun al campionilor. Adică în momentul în care îți începi ziua sau primești la finalul zilei un feedback, indiferent de naturalul, indiferent de cum este livrat, deși și aici cu siguranță va fi nevoie de perfecționare, știi că tu în ziua aia nu ai lucrat în van. Pentru că, din păcate, la acest moment încă mai sunt profesori pentru care ora de curs înseamnă intru în clasă, elevii se ridică, dau bună ziua, se așează în bancă, predau, eventual evaluez, eu ies din clasă, elevii se ridică din bancă, dau bună ziua.
și acolo se încheie. Și aceste interacțiuni aproape sterile în sala de clasă nu încurajează niciun fel, nici învățarea, nici schimbul de idei, nici dezbaterile, așa cum ar trebui să arate de fapt o oră de curs. Vor fi cu siguranță și vendete, până la urmă se întâmplă peste tot în societate, ni le asumăm inclusiv în perspectiva asta, dar nu vreau să facem noi speculații aici în legătură cu ce o să se întâmple. Te întreb ce se întâmplă acum. Există vreun profesor care să-ți fi dat în 12 ani de școală ultima întrebare la finalul testului? Cum ți s-a părut testul? Cred că undeva în clasa 6 la matematică. Până și faptul că țin minte această experiență unică în toți anii mei de școală denotă faptul că, de fapt, cultura feedback-ului și cultura dialogului real, onest, deschis între elev și profesor, fără a diminua cu asta în vreun fel autoritatea pe care profesorul are în sala de clasă, lipsește. Și cred că, de fapt, mare parte din problemele pe care le întâlnim în școală apar tocmai din această lipsă de comunicare, pentru că ai spune profesorului ce ai înțeles, ce n-ai înțeles, devine un subiect tabu. Și tocmai din percepțiile astea că eu am gradul didactic intergalactic, cum să mă evalueze pe mine un elev, tot ce face e să pună călușul la gură persoane care poate e cel mai îndreptățită să spună, hei, uite, cred că am putea face asta altfel. Dar pune acest chestionar de care povesteai și problema sensibilă a abuzurilor emoționale sau a violenței manifestate uneori de profesori? Da. Și poate că aici o să fie într-adevăr niște rezultate surprinzătoare, poate în unele cazuri. Sunt inclusiv aceste microagresiuni care au loc în sala de clasă și care afectează în mod direct elevii, cu siguranță. Cele care profesorul poate că nu-și dă seama, poate că le face atât de mult timp cât a devenit o practică obișnuită pentru profesorul respectiv. Individul, exact. Etichetarea drept individul în mod ironic a unui copil în mod repetat poate fi percepută de acest copil ca fiind chiar un abuz la un moment dat. Da, exact. Și acum, dacă ar fi să fie vorba între noi, abuzuri au loc în școală. Pendelete, adică faptul că mai vedem din când în când la știri un învățător care a dat în copii și învățătoare care a făcut proști niște copii de grădiniță și a dat cu ei de pereți, e doar a crack in the wall, așa, e o chestie pe care o vedem pentru că s-a umplut paharul și sau cineva a văzut lucrul ăsta și l-a raportat. Dar de fapt, din păcate, lucrurile de felul ăsta se întâmplă atât de des încât există aproape o saturație în sistem de astfel de fenomene și am văzut cel mai recent caz fiind cel de la Iași, al învățătorului care urla la copiii săi din învățământul primar că îi duce la tuns și că sunt niște tâmpici, că nu duce capul și mai departe. Am văzut de fapt ce înseamnă ca profesorii să fie protejații sistemului. După ce până și ministrul educației a ieșit în spațiu public și a spus că nu e firesc să existe o astfel de atitudine, profesorul sau învățătorul respectiv a refuzat să-și dea demisia și pentru că era titular, era aproape imposibil să fie dat afară. În țara sau în spațiile astea în care bătaie ruptă din rai, chiar și în ziua de astăzi, abuzul în școală apare ca un moft. Nu e vorba despre exigență, ci despre a înțelege nevoile elevului și de a fi o ființă umană decentă în fond, adică nu e chiar fizică cuantică așa. Un alt tabu scos la cutie doar așa când e câte un caz revoltător, că tot vorbeam despre cazuri revoltătoare, este educația sexuală. Tu crezi că ai învățat în școală ceva relevant în privința asta? Am avut o singură dată, dacă nu mă înșel, anul trecut am avut o oră de diligenție cu asistentul medical din școală, în care ni s-a vorbit despre contracepție, despre metodele prin care putem combate infectarea cu bolile cu transmitere sexuală. Moment în care aveai deja 18 ani. Da, și moment în care mulți dintre colegii mei de clasă care aveau la fel 18 ani au început să râdă. Adică în momentul în care auzi în școală un spațiu din nou atât de rigid și atât de conformist cumva cuvântul prezervativ, îți vine să râzi, e ceva ce e scos din mediul acela, e ceva out of the blue, așa, adică... Extraterestru, exact. Am învățat la fel în clasa 8-a despre sistemul reproducător la anatomie, dar tot ce am învățat fie de pe internet, pentru că m-a interesat lucrul ăsta, că vedeam, nu știu, diferite campanii sau diferite știri pe subiectul ăsta și eram curios să văd ce înseamnă aia boală cu transmitere sexuală. Oare dacă ating pe cineva care suferă de o anumită boală, mă îmbolnăvesc și eu? Pentru că o mare parte din jurul acestui subiect tabu vine și din stigmă. Dar adevărul este că a purta ochelari de cal când vine vorba de subiectul acesta e pur și simplu irresponsabil. A ne preface că lucrurile astea nu se întâmplă, a ne preface că după ce pleacă de la școală adolescenții nu pot intra pe net să vadă absolut tot ce vor să vadă legat de subiectul acesta, mult conținut fiind nefiltrat, mi se pare pur și simplu irresponsabil. Adică primul pas, cred că e să înțelegem că lucrurile astea chiar se întâmplă și în afara școlii, că elevii, tinerii află despre asta într-un final și să încercăm să o facem într-un mediu cât mai controlat, pentru că reacțiile pe care le-am văzut și care m-au speriat de dreptul, reacțiile vehemente împotriva educației sexuale, spuneau că lasă, că eu am învățat despre ce înseamnă un raport sexual la colțul
blocului când aveam 14 ani. Pot învăța și ei la fel. Sau să înveți acasă cu părinții. Ce exact. Au ceva au de făcut părinții decât să le transmită mai departe propriile principii copiilor. Are sens să aștepți la discuții naturale în unele familii, dar în altele n-are sens. Da, nu ar fi ceva greșit să avem așteptarea asta dacă și părinții la rândul lor ar avea această pregătire. Această educație sexuală. Această educație sexuală, exact. Și a ști să vorbești cu al tău copil astfel încât să nu se jeneze de faptul că purtați conversația asta. Știu că în engleză e conversația de the birds and the bees. În țara noastră nu există această cultură a conversației despre, hei, uite, acum ai 17-18 ani, dacă îți vei începe viața sexuală sau dacă vei trece printr-o experiență de felul acesta, e bine să știi următoarele lucruri și să te protejezi, să ai grijă de sănătatea ta și de sănătatea partenerilor tăi, pentru că sunt lucruri care chiar se întâmplă. Dar au copiii din România nevoie de mai multă școală? Că a apărut și ideea asta în dezbaterea publică, venită chiar din partea unor elevi și poate mulți s-au întrebat ce le-a venit copiilor ăstora să pună problema așa. Cred că dezbaterile care elimină calitatea din discuție despre cantitate nu duc nicăieri. Există o teză foarte interesantă a psihologului american John Carroll, îi spune Model of School Learning, adică modelul de învățare la școală. Și în acest Model of School Learning, John Carroll găsește mai multe relații de cauzalitate între factorii care pot determina la performanța academică a unui elev și performanța academică. Și printre acești factori care pot genera performanța academică se numără calitatea actului educațional, în primul și în primul rând, abilitatea de înțelegere a elevilor, perseverența în învățare, adică timpul pe care elevii chiar îl alocă învățării, pentru că tu poți să ai 345 de zile de școală pe an. Dacă elevul nu este motivat și nu are această motivație intrinsecă de a învăța și de a aloca timpul învățării, e degeaba. Și într-adevăr, un alt factor este și timpul pe care elevii îl au la dispoziție pentru a învăța. Deci nu e un factor decisiv. Și la fel, avem și studii care vizează rezultatele testelor PISA, adică sunt comparații făcute la nivel global între statele care participă la testările PISA, care ne arată că nu există o relație foarte, foarte clară cauză-efect între timpul pe care elevii îl petrec la școală și performanța academică a acestora. Știm că după testele PISA din 2019, după ce am primit rezultatele acelea cu aproape jumătate analfabet funcțional, la puțin timp după aceea a venit și exemplu de bună practică, Estonia, care s-a clasat în topul testării PISA din 2019 ca rezultat. Estonia are 175 de zile de școală. Anul acesta, România a avut 162. Pentru că teoretic. Teoretic. Dar asta s-a întâmplat în acest an pandemic pentru că am avut mai puține săptămâni de școală pentru că s-a tăiat din ele. De obicei, România are 175 de zile de școală. Deci cât Estonia? Diferența apare undeva mai adânc. Pentru că dacă ne uităm de fapt la alte detalii din sistemul de învățământ estonian, vedem că alocarea din PIB pe care Estonia o are pentru educație e de 6,3%. România alocă 2,5%. Deci factori mult mai relevanți precum mărimea clasei, precum calitatea educației, precum implicarea părinților fac diferența. Sigur, mai multă școală nu strică nimănui niciodată, dar trebuie să ne întrebăm dacă putem vedea creșterea numărului de zile de școală ca pe o soluție absolută pentru creșterea calității educației, să nu cădem în această capcană. Dar, că e vorba de Estonia, de Germania sau de orice alt stat, te intimidează în vreun fel inegalitatea asta de șanse, pornind exact de la calitate, față de cei care au învățat 12 ani în vest? Acum că termin liceul, ești îndrept spre o facultate. Cu siguranță. Și apare, de fapt, că aici va fi o mare problemă a următorilor ani de diferența de calificare. Pentru că, în teorie, la nivel european, acest cadru al calificărilor, atunci când ieșim din liceu, ne oferă nouă absolvenților de liceu același nivel de calificare atunci când ieșim din școală. Formal vorbind. Dar, de facto, privind competențele pe care le are un elev dintr-un stat european cu un sistem de educație mai bine pus la punct față de un elev care pleacă din sistemul de învățământ din România, vedem că lucrurile stau foarte diferit. Și cred că acesta e poate un handicap cu care mulți elevi pleacă din sistemul de învățământ din România într-o piață a muncii care se internaționalizează din ce în ce mai mult și în care granițele aproape că dispar, mai ales în Uniunea Europeană. Cred că e un factor alarmant. Și același lucru se întâmplă și în învățământul superior, dar asta e o altă discuție. Tu vrei să rămâi aici la facultate? Încă nu m-am hotărât. E o dezbatere foarte puternică pe care o port așa cu mine. Pe de parte, simt că n-aș putea neapărat să am parte de experiența academică pe care mi-aș dori-o în România, dar pe de altă parte știu că e nevoie de
nu de mine, că nu sunt eu cel unicat, dar știu că e nevoie de persoane care să fie dispuse să treacă prin the bad and the ugly atunci când alte persoane poate nu au curajul sau nu vor să o facă. Și opțiunile care sunt? Mi-aș dori să profesez în zona dreptului internațional și în final my dream job este să lucrez cu tineri și cu copii și de fapt să-i sprijin pe aceștia în a-și știi că cineva acolo chiar îi ascultă și să-i ajut să-și facă vocea auzită, pentru că știu cât de greu e să nu te încurajezi nimeni. Dar cred că e important cumva să ține minte că nu cred că vreun student sau vreun tânăr pleacă din România sau oricineva pleacă din România cu inima perfect deschisă. Până și acum când mă gândesc că o să fi nevoit să fac alegerea asta la 18 ani și că știu că e posibil să nu mă mai întorc, mă pune așa cumva un nod în gât. În Statele Unite se obișnuiește ca la festivitățile de absolvire să vină așa o personalitate locală sau națională cu speech-ul acela, învățăturile lui Nagoie Basarabul pentru fiul său, da? Ție, ce personalitate din România ți-ar plăcea să-ți vorbească, fie că e sau nu e o festivitate la finalul acestui an? Ai încredere într-o voce? Nu știu dacă neapărat o personalitate, dar mi-ar plăcea, poate ca la festivitatea de final de an, să avem așa un moment de grup, poate, în care să vorbească fiecare despre cum suntem, pur și simplu, despre cum am trăit, ce am trăit, cu ce mergem înainte, ce lăsăm în urma noastră și să ne gândim, de fapt, la experiența asta magnifică, în fond, pe care am trăit-o cu toții, care e liceul și la what's next. Deduc că tu vezi mai degrabă niște modele în colegii tăi de generație, nu neapărat între oamenii pe care ai văzut perindându-se așa pe ecrane sau, eu știu, pe o copertă de carte. Cred că e un model în fiecare dintre noi, doar că mulți dintre colegii mei n-au fost îndeajuns de norocoși încât să le spună cineva, hei, tu chiar poți să faci lucruri mari. Și cu toate datele astea, tu vezi sau te întrebi cum va arăta România asta în care 3-4 generații succesive cu golurile aferente ajung la maturitate și în care nu cei mai inteligenți, ci uneori cei mai înstăriți își fac loc. E imposibil să nu te întrebi, mai ales când vezi ce dinamică prind lucrurile în societatea noastră și modul în care ne-a transformat, de fapt, ultimul an, e aproape imposibil să nu te întrebi cum va arăta viitorul. Dar mie îmi place să cred, nu știu, poate e bula în care trăiesc eu, dar îmi place să cred că începem să vedem din ce în ce mai des nevoia pe care o avem de meritocrație. E un principiu atât de simplu în aparență, dar atât de greu de pus în aplicare în viața reală, dar cred că ultimii ani, cu toate gafele pe care le-am văzut și cu toate lucrurile care s-au întâmplat, și-au lăsat o amprentă destul de adâncă și cred că lucrurile astea în mentalul colectiv, pe termen lung, își vor spune cuvântul și atunci când vom vedea că cineva a ajuns undeva unde nu merită să fie, poate prin calificare sau poate prin experiență sau prin orice altceva, vom trage un semnal de alarmă. Cu condiția să aveți o voce sau mai multe. Da, da, vocea ți-o mai și faci din când în când. Adică dacă ce exersezi, exact. Dacă nu începi să vorbești, nu o să știi niciodată ce se întâmplă dacă nu taci. Și ca să avem o concluzie optimistă, optimist ce te face? Vezi în jurul tău așa suficienți tineri cu capul pe umeri și cu argumentele necesare cât să acopere tot corul ăsta al influencerilor de carton și să se facă auziți la timp? Cu siguranță. Chiar dacă nu au avut posibilitatea să-și articuleze discursul sau să-și articuleze argumentele, cu siguranță văd foarte mulți tineri care pot să facă diferența între bine și rău, la nivel fundamental. Și asta mi se pare poate una dintre cele mai importante valori pe care le poate avea un tânăr. Acum, na, suntem tineri. E vârsta la care nu avem capul pe umeri întru totul, deci cred că e o cerință cumva exagerată un pic, dar aș spune că cei mai mulți dintre noi știm foarte bine ce vrem și înțelegem că putem ajunge acolo și prin mijloace integre, prin mijloace care să țină de fiecare dintre noi și de ceea ce putem și ceea ce vrem noi să facem și cred că lucrul ăsta se va vedea în anii care vor urma, pentru că sunt convins că o să fie un boom extraordinar. Deci crezi în generația asta și te vei întoarce în România? Cel mai probabil, eu așa îmi doresc, pentru că e nevoie de oameni aici care să aibă încredere că lucrurile pot sta și altfel și să fie persoanele care fac lucrurile să meargă altfel. Nu știu dacă neapărat în mod ideal, dar devenind acei indivizi care înainte erau marginalizați și puși la colț în clasă, dar care acum sunt cei care pot să producă o schimbare. Ați ascultat On The Record, un podcast produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro/podcast. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina.
Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.